Bun, marea noutate la acest Koleos este de fapt noul motor, noul, mă rog, ultima versiune oferită de cei de la Renault a unui 2 litri diesel bun, zic eu. De ce e bun? Pentru că, sigur, el e o versiune, n-am încă o explicație de ce au ales așa să fie o versiune un pic detunată, dacă vreți, a motorului pe care l-am prezentat la Renault Talisman, unde aveam 200 de cai și 400 de newton, dacă mi-amintesc eu bine, în timp ce aici avem 380 de newton cuplu, newton metru pentru cei care se grăbesc să mă corecteze, și doar 190 de cai. Pot să fie mai multe explicații, plauzibil ar fi treaba cu emisiile, fiind o mașină mai grea, cu tracțiune integrală, cu nu știu ce, posibil să fi fost motorul ajustat cumva pentru a permite o minimizare a emisiilor. Că altfel nu văd de ce n-ar fi stat bine un 200 de cai și 400 de Nm pe un Koleos. Ar fi fost super ok, nu? Ideea este însă alta, că motorul oferă 190 de cai la 3500 rotații pe minut și oferă 380 Nm pe o plajă, atenție, că aici este interesul și interesantul acestui motor, pe o plajă de la 1750 până la 3250 rotații pe minut. Deci imaginați-vă că dacă presupunem o turație la relanti în jurul a 750 de rotații pe minut, avem un interval de la 750 până la 1750 unde nu avem cuplu maxim, dar oricum curba de cuplu e interesantă, o să vedeți că undeva în zona de 1500 ai destul de mult cuplu. Și deci cu excepția acestui interval și cu altul interval care este de la 3250 până la 3500 unde este puterea maximă, practic ai aproape, să nu exagerez, o plajă de turație aproape completă, da? Deci ai, spune multe despre performanța pe care o oferă acest motor. Mai mult este și în combinație cu o cutie de tip CVT, ceea ce înseamnă din nou optimizare și iar îmi aduce mie, mă duce cu gândul la ce am spus mai devreme, de ce pe Talisman s-a optat pentru o transmisie EDC, s-ar putea să fie și pe Koleos din câte am înțeles, și de ce în momentul de față Koleosul ăsta pe care îl conducem are doar un CVT, probabil din aceeași rațiune de consum mic și emisii, deci a fost o, să spunem, un compromis. Ce înseamnă acest compromis? Înseamnă totuși că pe lângă motorul nou avem și un X-Tronic îmbunătățit, care prin intermediul unor pompe suplimentare hidraulice ar vrea să simuleze mai bine, să ne apropie ca experiență de condus de o transmisie automată convențională cu convertizor de cuplu. Deci ei încearcă, lumea s-a plâns și se plânge în continuare de unele cutii CVT că nu oferă acea implicare, nu oferă acel feedback pe care îl vrea șoferul, să-ți dea senzația că tu conduci și că ești în control și CVT-ul de fapt face ce vrea el acolo. Sigur, același lucru se întâmplă și aici, însă este cumva preprogramat și ajutat în așa fel încât senzațiile să fie mult mai bune și o să vedem împreună cum se comportă, că are și zone în care seamănă cu un CVT, adică nu seamănă, ne spune, uite, sunt o cutie CVT și în același timp ne păcălește cu un comportament, cu niște schimbări, cu niște emulări care ne duc cu gândul la o transmisie automată convențională, da? Ceea ce, să ne imaginăm, a avut și Renault-ul și mai sunt încă motorizări care se vând, inclusiv pe această piață în derivă la ora la care vorbim. Mai există motorizări 2 litri diesel cu cutie automată convențională pe multe
mașini. Deci e o chestie relativ normală. CVT-ul ăsta X-Tronic, de fapt, încearcă să emuleze exact acest lucru. Prin emulare, ce încerc eu să spun? Că ni se, dacă vreți, oferă și posibilitatea unui mod manual cu 7 trepte, care nu sunt de fapt trepte, sunt intervale, așa cum am spus eu, intervale în care se variază continuu, dar pe un interval, și sunt 7 intervale predefinite, iar din acele intervale ai senzația că tu conduci cumva manual sau că ai un control, ai de fapt un control mai bun, ai un control mai precis, mai exact asupra a ce face cutia. În același timp însă, inclusiv în modul drive, o să vedem imediat, fără ca tu să poți să faci modificări, că nu ai padele sau altceva, însă cutia la fel îți emulează cele 7 trepte și în modul drive. Și le vezi acest lucru dându-ți senzația că practic se întâmplă niște schimbări de trepte în cutia CVT. Ele de fapt nu se întâmplă, dar senzația îți este oferită. Acum să încercăm și noi să simulăm cumva aceste trepte. O să ne ducem la o viteză de 80 de km pe oră. Ne ducem în modul manual, unde observați acolo un M6, da? Ceasurile de bord vă sunt cunoscute, nu e nicio noutate, nu s-a schimbat nimic față de vechiul Koleos. Dacă vreți, e un punct în minus în momentul în care pe captur ai niște ceasuri de bord spectaculoase și o navigație uriașă, în Koleos deja pare, adică nu e nicio minciună sau nu încerc să dramatizez. În momentul în care m-am urcat în acest Koleos, după experiențele avute cu ultimele Renault-uri, am avut senzația că n-are navigația mare. Zic, ăsta are navigație, nu trebuie să aibă o navigație mai mare sau ceva. Așa a rămas, așa a fost să fie. Vom vedea dacă se va face un update ulterior și la treaba asta. Deci suntem în zona de 80 de km pe oră și o să vedem cum reacționează cutia, ce emulează ea, ce ne oferă ea, schimbând. Din fericire, pseudo-retrogradările astea se fac împingând de manetă către înainte și avansările în trepte se fac trăgând de manetă către înapoi. Observați că există niște limitări fizice. Dacă vreau la această turație să dau a doua, nu mă lasă. E normal, sunt aproape de turația de putere maximă. Mașina este în 2VD. Suntem pe uscat, rulăm pe uscat și observăm și turația în modul manual. Foarte important, o să observați dacă veți lua un Koleos din ăsta sau alte mașini cu cutie CVT, că poate exista o diferență, nu foarte mare, dar poate exista o diferență de turație la aceeași viteză între modul manual și modul automat. De obicei, în modul automat, turația poate să fie mai scăzută, dar în funcție de situație poate să fie și mai mare. Deci dacă la noi vedem acum în treapta, să zicem, pseudo-treapta a treia, o turație de aproximativ 3400 rotații pe minut, este foarte posibil ca în drive să vezi un 3350 sau o chestie de genul ăsta, sau un 3300, depinde cum, pentru că aici suntem pe un interval prestabilit, în timp ce în drive cutia poate varia mai mult, poate varia după dorință, cum îi place ei. Bun, să vedem și treapta a patra, da? Vedeți cât de mult se mută și iată cum se și vede că nu este o turație neapărat stabilă, deci chiar și aici se așează un pic până se lămurește unde îi place. Deci în pseudo-treapta a patra ar fi undeva un 2450 rotații pe minut, aproape 2500. Treapta a cincea ar fi un 1950. Treapta a șasea, ce ar fi aici? Un 1700, 1600 rotații pe minut. Și a șaptea, un 1300, să zicem, rotații pe minut. Schimbăm din nou, mergem de data asta în treapta a patra și ne ducem către 100 de km pe oră.
folosim cruise controlul adaptiv. E relativ liber, să zicem, pe șosea și nu deranjăm. Și ce vedem? În treapta a patra, o turație de aproximativ 3200 rotații pe minut. Motorul se aude, dar foarte bine antifonat. E o diferență mare, foarte mare, față de primul Koleos. La apariția Koleosului, cu motorizarea diesel de atunci de 2 litri, foarte zgomotos era Koleos. Și m-am plâns și eu și s-a plâns multă lume. Ulterior s-a făcut îmbunătățiri și acum se simte niciun fel de zgomot metalic din partea motorului, însă zgomot general e, nu e chiar senzația de mașină premium, mai ales la genul ăsta de turație, dar e ok pentru ceea ce este Koleos. Mergem și în A5-a, dădusem inițial înainte a treia, dar ați văzut că nu m-a lăsat. În A5-a avem undeva la 2500 aproximativ. Treapta 6-a. Vedeți cum stă ea un pic și stabilizează. Ar fi un 2100 rotații pe minut și în A7-a un 1600, să zicem, aproximativ. 1600-1650 rotații pe minut. Bun. Mergem din nou în A4-a. Să încercăm să mergem și cu 130. Să vedem dacă ne lasă. Acum suntem deocamdată în spatele unei mașini, dar vedem că, deși avem puterea maximă la 3500 rotații pe minut, rezerva de putere pe care o are motorul este totuși fantastică. Iată, te poți duce peste 4000 de rotații pe minut, iar linia roșie este aproape de 5000. Și motorul merge super ok, da? Deci iată, avem 4100 rotații pe minut la 130 în treapta a patra. Asta e un lucru foarte important la un motor, să ai această rezervă de turație. Te ajută enorm în anumite situații, de obicei în depășiri la limită, când dacă ai schimba din 3 în 4, ai pierde acea secundă care îți trebuie ca să nu faci accident sau altceva. Și dacă tu ești la 3500 și simți că trebuie să mergi mai sus, o poți face pur și simplu păstrând pedala apăsată. Sigur, puterea scade, dar mașina se duce și te ajută mult în anumite situații. E greu să le explic din mers acum, însă în momentul în care ai mașina și o înveți, vei înțelege exact ce am vrut să spun eu acum. Treapta 5-a, undeva la un 3250 rotații pe minut. Treapta 6-a, undeva la un 2200 rotații pe minut. Nu, 2700 sau 600, habar n-am că e destul de vag ăsta turometrul. Și treapta 7-a, dacă vrei să conduci în manual, este undeva la un 2200 rotații pe minut. Și sigur, ne ducem înapoi în drive și observați cum a căzut acum, exact ce vă spuneam. Adică în drive X-tronicul are permisiunea de a optimiza cum vrea el, nu mai este limitat pe anumite intervale. Și atunci în drive îmi scade puțin, nu mai e 2200, e, nu știu, 2150. Bun. Undeva jos avem și un computer de bord, o medie de 7,6 și cu un consum instantaneu pe care îl vedem în acest moment. Mașina este cu climatizarea pornită și cu aerul condiționat pornit și vom urmări imediat. Cum consumă ea și observați și cum accelerează pe automatic, deci pe cruise-ul adaptiv nu-i fac eu nimic. Ce am observat până acum cât am condus mașina, e destul de agreabilă ca
nu e genul de mașină de viteză, deci nu e genul ăla de SUV cu care mătură autostrada, nu e X3 sau, eu știu, ziceți voi, o altă mașină de genul ăsta. Aș putea spune că nu e nici măcar la nivelul unui Sorento sau Santa Fe, în sensul că nu e atât de rafinat Coleosul. El este un model care se adresează unei clientele destul de specifice și o să vă povestesc în concluzie despre treaba asta. Și acum, 130 de km pe oră, o lăsăm să se stabilizeze un pic și vedeți consumul instantaneu. Foarte bun, dacă mă întrebați pe mine, de altfel și consumul mediu mie mi se pare bun până acum, în condițiile în care aerul condiționat a fost tot timpul pornit, iar în București știți foarte bine cum este, e nenorocire. Să stau în zona de 7-5-7-8 cu mașina condusă fără restricții, bine, în eco, e clar că suntem în eco acum, mi se pare super ok pentru un SUV de aceste dimensiuni și cu greutatea pe care o are, în condițiile în care avem jante de 19 inci, avem toate prostiile pe mașină, inclusiv plafonul panoramic și poveștile astea de care lumea nu învață, eu le spun și ei nu învață. Da, deci vedem un consum foarte rezonabil, undeva în zona de 6-4-6-6 la 100 de kilometri cu aer condiționat pornind. Două persoane la bord și un pic de bagaje, nu e exagerat, dar sunt. Știu, mi s-a spus, am citit mail-urile alea, am văzut mail-urile și mesajele, pune domne 5 persoane și n-am. Sunt sărac, n-am de unde să mai iau 3 inci, să-i plătesc acum să-i bag în mașină. Facem și noi cum putem. Mie îmi place oricum cum merge mașina. Și iar mai zic cineva, da, ție îți plac toate. Nu e așa. Și o să vă povestesc eu la un moment dat că mi s-a stricat și mie Isuzul ăsta nou. Am avut o problemă la el, la un injector, nu știu, dracu, la 7000 de kilometri. Și am lăsat mașina în serviciu de sâmbătă până luni și mi-au dat o mașină de înlocuire din aia atât de urâtă încât nu veneam cu ea acasă, o piteam undeva la... Exagerez, dar în fine. Deci nu-mi plac toate mașinile. Sunt unele care, dacă aș putea, le-aș da foc cu mâna mea. Să vedem și un 120 de km pe oră. În zona asta de 130 de km pe oră și un pic sub, zgomotul la vânt este rezonabil, deci se vede că mașina este un pic mai bine antifonată față de primul Coleos. Această versiune de inițiale Paris are și geamurile laminate, deci una din diferențele majore față de restul de Coleosuri. Ai geamuri laminate și având geamuri laminate, este altă antifonare, deci în vehicul se simte altfel zgomotul. De altfel, multă lume m-a întrebat și am tot promis că fac un film cu metode ieftine de a antifona mașinile. Să știți că una dintre, nu neapărat ieftine, dar una dintre metodele care au destul de mare efect este înfolierea geamurilor. Deci dacă spui folii pe geamuri, da, știu și povestea cu legislația și cu, nu mai îmi spuneți că știți că sunt împotrivă, o prostie eternă. Ei au voie orice, noi avem voie ce ne dau ei voie. Nu e în regulă treaba asta. Laminarea ce înseamnă? Introducerea unei folii, mă rog, speciale între foile care compun un geam lateral sau o lunetă sau un parbriz. Depinde acum câte geamuri și cum sunt ele laminate. Acest lucru ajută enorm la antifonare. Deci e un prim pas. Dacă vreți să aveți o mașină mai puțin zgomotoasă și n-aveți posibilitatea să-i montați neapărat geamuri laminate, mergeți la un atelier și puneți folii pe geamuri. Și foliile alea au un rol foarte important, mai ales că acum au apărut și folii de parbriz, care se pun și pe parbriz. Nu e reclamă, nu fac reclamă la nimeni acum. Vă spun doar așa că este o metodă care
chiar funcționează. Și se simte, deci care are un efect imediat, imediat îți dai seama că ceva s-a schimbat când îți pui folii. Bun, am avut un pic de probleme de trafic, tocmai ce ziceam că s-a eliberat, dar nu e chiar așa. Și să urmărim acum cum consumă la 120 o bucățică de drum. Vedeți că nu e așa o mare diferență față de 130, de asta e greu și pentru mine să explic. În momentul în care cumperi mașina și o ai și începi să faci niște drumuri lungi cu ea sau începi să-ți faci de fapt tiparul vieții tale într-o mașină, în momentul ăla vezi cum este. Eu încerc să fac ceva, dar nu o să pot acoperi absolut tot ce vrea fiecare individ. Fiecare are stilul lui de condus, unii frânează mai mult, alții mai puțin, alții accelerează mai mult, alții mai puțin și există anumite diferențe. Dar ce putem vedea aici? Adică e observabil cu ochiul liber, că dacă la 130 aveam un consum aproximativ ca la 120 sau e diferență de la 6.4 la 6.5, păi în momentul ăla mai bine merg cu 130, nu? E un tipar pe care îl vezi și îți dai seama imediat de treaba asta. Bun, să mergem și cu 110. Mă surprinde la, nu neapărat la acest Koleos, am văzut și la alte mașini, dinamica absolut înspăimântătoare pe care a luat-o construcția de mașini în momentul de față, înspăimântătoare și cu bune și cu rele, dar mă surprinde realmente că e o mașină relativ nouă, deci nu are 100 de ani Koleosul ăsta. Și la ora asta deja interiorul cu tot cu inițiale pari ăsta față de alte Renault-uri mai mici și care costă 3 ori mai puțin poate să pară pe alocuri învechit, îmbătrânit deja. Deci când mă uit la ceasurile astea de bord și mă gândesc, mamă, astea erau, nu știu, acum nu știu câți ani au apărut pe la Megane, pe unde au apărut ele când au apărut, sau la Kadjar, că nici mai știu la care a apărut prima dată. Și acum deja gata, sunt istorie. La fel, te uiți la ceasul de bord, display-ul central, același lucru, e vechi. Pa, pa, mașina e super mișto, dar nu poți să nu observi chestia și te înspăimânt. Adică eu m-am uitat și la mine, mi-am luat o mașină și peste 2 ani o să apară un facelift care o să măture tot ce am. Ce era nou acum 2 ani, gata, s-a terminat. Deci mașinile au devenit aproape ca telefoanele. E o dinamică totuși înspăimântătoare pentru niște obiecte care costă foarte mulți bani. Nu e ca și cum, domnule, ți-a dat un telefon, e 2000 de lei și e normal, la anul apare altul și poate ți-l iei și pe ăla și așa. La mașină, cred că ar trebui să fie mai, nu știu, schimbările ar trebui să fie puțin mai lente, sunt prea rapide și perimează totul prea rapid. Bun, să urmărim și la 110 ce se întâmplă în timpul ăsta. Se simte laminarea asta pentru că ea anulează multe chestiuni. Și o parte din zgomotul care vine de la motor și probabil că filtrează și zgomotele la vânt altfel, pentru că față de Koleosurile pe care le-am mai condus pe autostradă simt o diferență destul de mare. Adică sunt cumva surprins că în zona asta de viteze nu prea simți vântul, nici măcar atunci când rulezi pe banda 2 și ai acele separatoare de benzi care știți că au un zgomot specific și care dacă deschizi geamul se aude foarte tare, nu mai simți zgomotele astea. Deci totuși e o versiune interesantă din punctul ăsta de vedere. Bun, n-avem programe de conducere sau moduri de conducere, n-avem mod sport, n-avem multe chestiuni, dar repet, ceea ce este sau pentru ceea ce se vrea această mașină, eu zic că e foarte ok cum se comportă și consumurile sunt bune. Bune, bune.
Mergem și la 100. Da? Iată ce... Moare dieselul. De ce moare dieselul? Nu o să avem niciodată răspuns la întrebarea asta, pentru că eu în continuare cred că este greșit și precipitat ce se întâmplă cu băgarea pe gât a mașinilor electrice. Nu spun că mașinile electrice sunt foarte mișto în anumite situații, dar aș fi văzut cu totul și cu totul altfel. Ne spune cumva ceva despre cât de rău a ajuns planeta în momentul ăsta? Fie este atât de distrusă și de terminată din punct de vedere al încălzirii globale și al altor factori perturbatori, încât pur și simplu s-au luat măsuri disperate. Deci astea sunt niște măsuri disperate și care afectează cumva pe nedrept mașinile și tehnologia. Mi se pare absurd să bași pe gât oamenilor o tehnologie nouă, totuși netestată, în loc să o lași în paralel să ruleze o perioadă. Nu, domne, gata, tăiem dieselul, tăiem benzina, în 10 ani stingem lumina și aprindem doar cu baterie. E cumva precipitat și forțat și sper din suflet să nu ne luăm vreo țeapă. Că noi românii suntem obișnuiți foarte tare cu expresia asta încă de la Vlad the Impaler pentru publicul de limba engleză. Deci consumuri foarte bune, foarte bune pentru acest Koleos. Nu văd de ce ai merge cu 90 de kilometri sau cu 80 cu Koleosul, decât dacă ești pe un drum care te limitează. Că altfel, părerea mea, o viteză de 100-110 rezonabilă și ca dinamică, deci te deplasezi cu o anumită rapiditate și în același timp cu un consum foarte rezonabil. Vedeți că e o diferență chiar de 2 litri. Deci între 130 și 90 de km pe oră, diferența de consum este de mai bine de 2 litri. Eu cred că e o diferență semnificativă. Deci pentru cineva care vrea să economisească, înțelege că fiind un SUV mare și greoi, pe autostradă e penalizat la viteză mare. Și dacă vrea să consume puțin proprietarul, va merge cu vitezele astea, unde, iată, 4%. E totuși impresionant pentru o asemenea matahală, că e mare mașina, nu... E mare și arată bine, arată... Am mai spus asta de multe ori la Koleos, întotdeauna mi-a dat impresia de faeton, așa, de faraon, de, nu știu, m-a dus cu gândul la mașină din asta, de... egiptean bogat din, mă rog, din alte timpuri. Da, frumos, frumos consumă mașina, adică sunt în mod clar plăcut surprins de mașină și experiența cu X-Tronic-ul nu e atât de rea pe cât mă așteptam, dar eu am mai zis-o și o repet, nici înainte X-Tronic-ul nu era foarte rău. Decât dacă erai din ăla chiar împotriva cutiei CVT. Deci dacă ești un om, și înțeleg chestia asta, deci dacă ești un om care ai un stil de condus dinamic, îți place să conduci sportiv, să ai un control perfect al mașinii și să facă mașina numai ce vrei tu, X-Tronic-ul sau CVT-ul în general nu e pentru tine. Deci trebuie o cutie manuală sau o cutie automată, convențională. Dacă ar fi și cu dublu ambreiaj, ar fi cu atât mai bine, că e mai implicată decât o cutie convențională, exceptând, bineînțeles, cutiile alea pe care scrie Steptronic și care în continuare predau lecții de cum se face o cutie de viteze la absolut tot ce mișcă pe planeta asta. Iată, la 80 de km pe oră, ca Sandero, nu? Parcă la Sandero aveam consumuri de astea la 1, nu, că aveam și mai puțin, aveam 2.6, 2. Da, rezonabil, foarte rezonabil. Deci sub 4% la 80 de km pe oră sau în zona de 4%, e foarte bine. Ca observație, cutia are un zgomot specific în funcționare. Deci rulând cu mașina,
fără sistem audio pornit, observ și am observat asta și la viteză mică, are un vâjit ca la mașină electrică, are un și se aude, acum când accelerez ușor. Acum se aude motorul, dar are momente când acum. Deci are ca un vâjit așa de ca un vâjit este și care este relaționat direct cu apăsarea mea pe pedala de accelerație. E un răspuns, dacă vreți, al cutiei. Deci probabil se variază ceva acolo, cutia nu știu ce face ea, că se aude un zgomot. Nu-l auzi când e sistemul audio dat mai tare sau nu-l auzi dacă ești în oraș, de exemplu, și ai sistemul audio pornit. Dar dacă ai momente în care oprești muzica, se aude și este cumva specific acestui CVT, că nu l-am mai auzit până acum. O să ne mutăm în 4-wheel drive auto. Asta pentru a optimiza cumva accelerația în anumite situații și să vedem niște reprize și de fapt să vedem cum reacționează cutia, că de fapt asta e șmecheria, cum reacționează cutia la solicitările de dinamică. Ne adaptăm și noi la trafic, o luăm de la 100, când o să avem posibilitatea o să facem și de la 70. Deci rulăm cu 100 de km pe oră, da, constant, și la un moment dat vrem să facem o depășire sau o chestie de genul ăsta. Și o să încercăm și varianta cu pedala la podea, de exemplu acum. Și iată cum răspunde mașina. Și chiar facem o depășire. Vedeți, încearcă să te păcălească într-un fel, că se întâmplă niște schimbări de trepte, da, iată ce frumos face. Și asta, sigur, într-o oarecare măsură nu este rău deloc. Mai ales că totul se întâmplă fără alte... Rularea mașinii este foarte fermă. Te simți în siguranță la genul ăsta de viteze, deci n-ai niciun fel de probleme, mașina nu o bate vântul, nu se întâmplă nimic cu ea, e super ok. Dar simți că nu este exact ce ar fi făcut o cutie automată, dar oricum, eu zic că e rezonabil. Cum reacționează. Și iată, și reluări de rind de la viteze de genul ăsta. Sigur, consumul sare un pic. Da? Foarte frumos se comportă pentru cineva care nu e preocupat de sport. De-aia nici n-are mod sport, de-aia nici n-are alte chestiuni, pentru că e o mașină, să zicem, o mașină mai mare, de familie, de un SUV care îți oferă confort, dotări, tehnologie, siguranță și 4x4, din ce în ce mai rar. În vremurile astea deja, când mai vezi că mai e 4x4 pe mașină, de orice fel ar fi, deja te bucuri. Te bucuri și dacă spune unul motor în spate electric, ce uite ăsta când ai nevoie, face chestia asta și ai și tu o tracțiune acolo, ca să nu rămâi noroi. Cum spunea cineva, mă bucur că am prins vremurile în care am putut să mai conduc și niște mașini. Nu neapărat de coleosul ăsta e vorba, dar în viața asta am prins și niște mașini cum trebuiau să se facă și cum s-au făcut niște mașini. Nu toate ce a portat, s-au umplut lumea de struțo, cămile, nici nu mai știi cine le face, ce e în spate și viitorul e din ce în ce mai negru. Dar mai negru și mai eco, să recunoaștem și chestia asta. Bun, să o lăsăm un pic și mai jos. Să încercăm și de la un 70. O repriză, da, deci suntem la 70 de km pe oră și pedală la podea. Nu
nu e lentă mașina, fără discuție. Nici nu te strivește în scaun, dar simți că împinge un pic. Adică nu e... A, sunt convins că o să fie o grămadă de oameni care o să-mi spună: da, domne, da, nu e ca nu știu ce. Repet, mașina este pentru un anumit public, nu este pentru cei care vor să măture autostrada cu ea. Oameni care vor o mașină confortabilă, să se deplaseze liniștiți, fără... Da, și în momentul în care vor să facă o depășire, să o facă fără emoții și fără... Că nu ai niciun fel de emoții ca să faci o depășire cu mașina asta, cu siguranță. De exemplu, pot să vă mai arăt o repriză acum de la 70, să zicem, fără pedală la podea, da? Deci mergem cu 70 de km/h, zicem că vrem să facem o depășire, dar pedală la jumătate. Iată, cam așa răspunde. Vedeți că ea și schimbă ceva acolo, face. Și e mai mult decât onorabil cum se mișcă. O mai modulez eu din pedală ca să fiu în acord cu traficul. Și o să mergem și cu 100, să facem același lucru cu ea. Adică o repriză fără pedală la podea. Deci suntem la 100 de km pe oră acum. Și pedală aproximativ la jumătate. Încetinirea asta bruscă este consecința funcționării sistemului ACC, care vrea să te aducă rapid unde erai la 100 de km pe oră în zona aia. Eu zic că merge frumos mașina și nu pune niciun fel de probleme. Și de curiozitate acum să ne mutăm un pic să vedem consumul. Ce vedem? Consumul s-a păstrat fix în zona aia în care eram. Adică eu cred că și la finalul testului cam aici vom fi, undeva la un 7 și ceva. Foarte bun consumul pentru o asemenea mașină. Zgomotul de cutie e foarte distinct, așa cum ați observat. Avem și stop-start, iată-l cum reacționează, destul de rapid. Și acum încerc să ascultăm împreună zgomotul. Acum începe să nu se mai audă. Și acum din nou, e ca un vâjit în continuu așa, care este diferit de o mașină convențională. Deci dacă ai fi avut cutie manuală, n-aveai zgomotul ăsta, sau dacă aveai automată convențională, n-aveai zgomotul ăsta. Bun, să vedem și un 0-100 în 4-wheel drive auto. Aici vedeți că e un comportament de CVT, da? Nu mai te lasă să vrea ceva să facă, dar nu iese. Însă de mers, mi se pare că nu merge. Merge foarte bine. Frâna de motor e cam asta.
da? Încetinește destul de repede, dar frână de motor nu are de multe, e tot o consecință a CVT-ului. Să facem un 0-100 și în manual, așa, ca să vedem cum reacționează, nu că... Eu cam cum cred că ar fi bine, sau probabil că uneori mai și face ea ce o taie capul. Dar eu zic că în materie de performanță se vede că mașina trage rezonabil. Pune botul jos un pic când frânezi sesizabil, dar nu atât de sesizabil pe cât pare mașina de mare, și e clar că masa la un moment dat o simți. Oricum, după experiența pe care am avut-o cu niște SUV-uri din astea electrice, îți dai seama că deja o greutate asta 1700-1800 kg e super rezonabilă. Să vedeți la astea cu baterii cum e masa când te apuci, te dai tare cu ea, sau când frânezi cu adevărat și când ai senzații extrem de ciudate. Să simulăm și o conducere normală, deci cam cum am merge noi cu mașina fără să o forțăm, undeva o pedală la 40-50% din cursă. Pentru cine o să mă întrebe dacă merită sau nu, sau dacă se poate trăi cu CVT-ul ăsta, da, fără discuție, adică eu n-am nicio problemă cu ea. Nu e genul meu de cutie, însă dacă ești orientat pe confort și, și nu te interesează să faci milioane de depășiri, să fii cel mai tare de pe șosea, n-ai nicio problemă cu mașina asta. E suficient de dinamică, de rezonabilă, de... CVT-ul în același timp este eficient și ca nivel de consum, dar în același timp CVT-ul e tot timpul unde e el acolo. În momentul în care ai apăsat pedala, ai de asemenea potențial de a te relansa foarte bun, fără o preselectare ca la, nu știu, o cutie automată convențională, când dacă știi că vrei să faci o depășire, mamă, ce faci, dau și eu două trepte mai jos ca să am de unde, nu? Aici nu e cazul, aici dar ai apăsat pedala, că ea e oricum într-o zonă, cum să spun eu, optimă de a pleca. Deci CVT-ul are și dezavantaje, dar are și multe avantaje. Și o plecare în eco, tot așa cu blândețe. Se vede diferența, e anesteziată bine și mă face să apăs eu pe pedală ca să meargă, deci e diferență mare. Deci dacă nu mai apăs acum, simt pedala constant, vedeți că e diferență mare față de modul normal. Adică aș putea spune că nu mă încântă foarte tare modul eco de mers normal tot timpul cu ea, cum se întâmplă alte mașini. Am întâlnit multe mașini la care eu pot să merg în eco fără probleme, fără stres. De aici îl simți că e prea, reactivitatea mașinii e slabă în eco și nu mereu, că de exemplu acum nu-mi displace, iată. Deci trebuie să modulezi tu mai mult pedala de accelerație ca să răspundă mașina cum vrei. Deci aș zice că se poate trăi și cu eco ăsta, dar necesită mai multă implicare din partea ta față de o mașină obișnuită cu eco. Și vâjitul ăla de care vorbesc de la cutie se simte inclusiv la viteza asta. Deci dacă ai sistemul audio oprit, îl sesizezi distinct, e distinct față de orice altceva. Legat de experiența noastră de condus, 316 km, o medie 43,4 km pe oră. Mașina, vedeți că e relativ nouă, are 2000 ceva de kilometri și un consum mediu 7,3, care
era și 7,2 și probabil că ar putea să mai și scadă, dar am condus, cam pe display-ul ăsta mare, Driving Gecko-ul, am condus cu o eficiență de 65%, deci 65 din 100 global score, ceea ce nu mi-e caracteristic mie, adică am mers mai dinamic cumva decât trebuia. Și avem o distanță fără consum de 50 de kilometri. Față de consumul mediu dat de constructori, mi se pare o realitate foarte corectă. Deci dacă Renault a zis că mașina consumă 6,8 și eu am consumat 7,3 în condițiile astea, eu cred că este o mașină care nu minte. Sigur, ciclul VLTP, WLTP, care s-a introdus cumva fără să vrea neapărat constructorii chestia asta, exact asta încearcă să facă, adică să te aducă la o realitate. Și iată că este o realitate absolut accesibilă acestei mașini. Probabil că dacă ai merge un pic mai economic cu ea sau dacă ai avea un regim în care să te preocupe neapărat economia, ai putea să faci chiar mai bine decât consumurile de fabrică. Și acum concluzia mea despre acest Koleos. Nu vreau să fac afirmații că merită sau nu merită cumpărat. Pentru mine e o mașină foarte interesantă, cu un exterior care arată mai premium decât este în realitate mașina. Adică exteriorul mașinii este atât de faraonic încât nici n-ai zice că mașina nu e premium. Sigur, varianta inițială Paris exact asta încearcă să facă, să urce un pic nivelul și percepția că clientul să aibă un fel de senzație că își cumpără ceva premium. E un pseudo-premium, adică sunt destul de multe lucruri în Koleos care rămân încă la un nivel, să spunem, rezonabil, sub premium. Nu e ca și cum am întâlnit, de exemplu, o să dau exemplu, n-am cum, Santa Fe-ul sau Sorento-ul, care sunt premium direct, deci când te-ai urcat în el ai văzut ce. Mă uitam la Sorento, e, practic era ca un BMW, adică și la finisaje și cum merge și așa mai departe. Aici nu e cazul, adică se face o trecere interesantă, se face e o mașină care te duce cu gândul la premium, dar nu este în realitate premium, dar este o propunere atât de interesantă și cu un preț, o să râdeți acum că 40 și ceva de mii de euro cât este un inițiale Paris plus opțiuni, nu e un preț mic, dar în același timp este mai mic decât ce oferă majoritatea concurenților, vorbim de cei noi apăruți în 2020-2021, prețurile la genul ăsta de mașini au cumva explodat. De ce? Și din cauza unor adiții tehnologice nu neapărat dorite de consumatori, dar introduse obligatoriu de legislație și de normele astea care cine dracu le face, că voiau și eu, că pe mine nu m-a întrebat nimeni, bă, e bine, nu e bine, nu știu, că sunt tot felul de GJ de ăștia care apar și vine și spun, ne spun și cu RCA-ul și cu normele și cu poluarea, sunt foarte pricepuți toți. Da, unii sunt pricepuți, dar majoritatea habar n-au ce e cu ei pe lumea asta. Și sigur, multe mașini au abordat acum cu buton de SOS și cu tot felul de lucruri din astea de care lumea habar n-are. Eu vă spun și acum, mă întreabă oamenii, doamne, am buton de SOS, oare ce face butonul ăla? Oare e bine să apăs pe el sau nu? Nu le mai zic, bă, citiți și voi cartea. Dar încerc să mă duc cu gândul la ce se întâmplă cu lumea asta în care suntem și cum evoluează mașinile. Mașinile evoluează nu neapărat în direcția dorinței clientului, ci în direcția dorinței clientului plus în direcția dorită de niște autorități care nu neapărat ne vor binele nouă de moment. Sunt o serie de lucruri care încă mie îmi scapă și nu îmi plac. Dar acest Koleos e o mașină cu o ținută de drum bună pentru cât de mare și grea este, cu o cutie CVT care mi-a lăsat o impresie bună și o să vedeți și voi pe filmări că nu te dezamăgește, super confortabilă. Ca parte negativă, un pic zgomotul ăla, țiuitul ăla specific sau vâjuitul ăla specific de cutie CVT pe care l-am întâlnit numai aici, că până acum nu l-am întâlnit nici măcar la cum se cheamă, la X-Trail, de exemplu, modele mai vechi, nu aveai vâjuitul ăla, se aude un pic în mașina asta. Frânele sunt rezonabile, dar simți că mașina este grea. Direcție
onestă, cinstită, deci mașina nu te minte. Mașina nu-ți spune, sunt sportivă. Nu, mașina spune, sunt suficient de dinamică, sunt economică, sunt confortabilă, am un interior care vrea să te ducă cu gândul la premium și un preț care e, să spunem, la limita rezonabilului pentru genul ăsta de mașină. Adică e o mașină care poate fi cumpărată, nu o neg. Că sunt variante mai bune sau mai proaste? Da, sunt. Întotdeauna cumpărarea mașinii este un proces destul de complex și care include, așa cum am spus și mai devreme, inclusiv fidelizarea față de marcă, inclusiv extreme, cum ar fi oameni care caută neapărat economie sau care caută neapărat o conducere dinamică și în momentul ăla poate că nu e neapărat Coleosul cea mai bună variantă, poate cei care vor super economie se vor duce către un hibrid, vedeți versiune de la Suzuki, Toyota sau eu știu, alte modele, Sorento, Santa Fe, sau oameni care vor dinamică și se vor duce către modele cu un evident caracter dinamic, nu de multe ori în zona asta intrând și SH-urile premium, da? Deci intri fără să vrei în discuția aia, da, dom'le, dacă să dau 40.000, mai bine dau 40.000 și mi-au un X5 la mâna a doua, nu? Și e altceva, și e altceva, e o realitate, da? Nu poți să compari niciodată un Coleos nou cu un X5 de 2-3 ani, 4 ani în mințile lui, da? Dacă nu e să-mi săriși cu rumeguși în cutie, dar altfel nu există comparație, nu? Deci, dacă aveți gânduri la un Coleos, e o mașină, eu zic că reușită și care nu te minte. Îți spune exact ce este, îți spune exact cât consumă și o face într-un stil Renault care cred că nu este rău în momentul de față. Pentru că multe mașini încearcă să te mintă cu multe chestii. Nu, Coleosul nu o face neapărat. Coleosul are o abordare mai... Îți spune, știu că vrei să fiu premium, dar nu sunt, dar uite, mă străduiesc. Și rezultatul final e o mașină care îți dă o experiență super plăcută. Mie experiența 3 zile, mă rog, 2 zile jumate am mers cu Coleosul ăsta și mi s-a părut o mașină super interesantă și cu care aș putea trăi. Și pentru mine ăsta e un super indicator. Deci o mașină cu care mă văd mergând zi de zi înseamnă că e o mașină bună. Dacă nu m-aș vedea mergând zi de zi cu ea, că e super scumpă sau că e cosisitoare din punct de vedere al consumului sau că are niște lucruri care mă deranjează în mod evident, n-aș spune niciodată, da, eu mi-aș lua mașina asta. Dar eu un Coleos, sincer, în anumite condiții, mi-aș lua.